Taxi. Magic Taxi. Perioada de acomodare a luat sfârșit. S-au distrat, au petrecut, s-au și contrazis puțin, dar începutul săptămânii le amintește concurenților care e scopul acestei provocări. Haideți să vedem despre ce e vorba. Bună seara, mă numesc Constantin Gergeta și sunt din București și am 36 de ani. La 21 de ani am suportat o intervenție chirurgicală în urma căreia am rămas cu paralizie. În acest moment sunt imobilizată deci de 15 ani. Am avut două morți clinice și două șocuri anafilactice. Bunul Dumnezeu a vrut să trec peste toate acestea, dar problema mea cea mai mare în momentul de față este că locuința în care am obținut-o cu foarte mare greutate, după 12 ani, este într-o stare de degradare foarte, foarte tare. Pereții deci sunt pe cărămidă, geamurile stau să cadă, instalația electrică este la pământ, practic, totul este într-o stare foarte critică. Am înțeles, practic ați avea nevoie de o renovare, să-i spunem, a locuinței. Da, nu există nici baie, sunt mai multe puncte care... Dumneavoastră locuiți singură? Nu, locuiesc cu mama, care este însoțitoarea mea și are 65 de ani. Deci eu practic nu pot să-mi iau niciun pahar cu apă, trebuie tot ce cer, ca să spun așa, trebuie să mi se aducă. Dar am lăsat la o parte, după cum vedeți, acest lucru și m-am îndreptat către locuință pentru că, practic, la scurt timp cred că vom să nu rămânem sub ruine. Dumneavoastră ne spuneți că aveți nevoie de o renovare a casei în care locuiți în acest moment. Da, haideți tocmai să vedem... m-am îndreptat pe acest lucru pentru că este foarte, foarte degradată și chiar este nevoie de o renovare serioasă, ca să spun așa. Deci și exteriorul este la pământ, și acoperișul este spart, deci trebuie totul de la zero, ca să spun așa. Este proprietate personală, dar încă am plătit doar avansul și să achit ratele pe lună cât 1 milion și valoarea totală este în jur de 140 de milioane. Este o casă construită în 1935, nu s-a făcut absolut nimic în ea, aici a stat tot o doamnă paralizată, iar eu am preluat-o cu eforturi foarte mari în 2003. Prin presă și televiziune. Câte camere are casa? Sunt două camere, bucătărie, deci baie nu există, ar trebui făcută și o baie, deci nu există cală, nu există nimic, nu există apă caldă. În urma celor auzite, concurenții încearcă să găsească cele mai eficiente soluții pentru rezolvarea acestui caz. Dragii mei, avem soluționări. Am zis că prima dată va trebui să contactăm un expert ca să ne spună fix care sunt detaliile problemei. Instalația electrică, sanitară, izolație termică. Vreți să vă implicați și voi efectiv în munca fizică? Da, și chiar și noi. Trebuie să mergem la fața locului să vedem despre ce este vorba. Dacă situația este gravă și noi nu putem să facem nimica, apelăm la o firmă și găsim un sponsor. Dacă este ceva care noi putem să facem, o să o facem chiar noi. Da, știe să fac. Da, am mai făcut, mă pricep și chiar eu pot să fac. Și instalații electrice și sanitare și... La firme de construcție și să pierdem timpul. Eu cred că într-o săptămână și ceva s-a rezolvat toată problema, dacă merge câțiva băieți. Un caz destul de dificil, o echipă numeroasă și plină de energie, o multitudine de propuneri interesante. Evident, au apărut și divergențe. Sabina, deci până acum n-am avut nimic cu tine. Dar în seara asta mi-a dat dovadă că toți cei care au zis ce au zis de tine au avut dreptate. De ce? Ce-am făcut? Nu știu, gândește-te ce ai făcut. Raul, cum poți să-mi spui tu mie, trebuie să se ducă cei care simt. Nu am, nu e adevărat, n-am zis că doar cei... Nu, trebuie să se ducă cei care simt asta. Ți este pe o aură deasupra capului. Mie, mă, deci am... Nu. O are, mă, stai liniștit, dar... O are! Tu, că... Am zis să se și simtă. Trebuie să vină și din suflet când vorbește. Nu să se ducă... Când dar vorbește, nu mă înțelese. Dar interpretați greșit. Luați vorbele mele. Când vorbește, mă rămânește, trebuie să vină din sufletește. Nu, trebuie să vină... Credește-mi. Nu, te duci și zici, ha, uite, am și o nevoie. Nu, că nu mă duceam
așa, dar oricum, crede-mă. Trebuie să ai și un pic de suflet de asta ca să pui suflet în ceea ce faci. Două zicoli, n-am mergem două. Trebuie să se ducă cel care simte. Deci care nu l-a interpretat mai mult. Lasă-mă că deja m-ai plictisit. Dacă am ajuns în acest concurs, înseamnă chiar să am ieșit. Deci după până asta, pregunte și mie în casa asta, că vreau să fac o obligatiuță. Și care simt. Care simt. Exact. Dar care simt. Mie nu se pare o chestie normală să fiu luată mereu la mișto. Ce? Sau să se interpreteze fiecare cu ca să se doarcă. Dacă ai ajuns până aici, crezi că fac ăștia că am văzut că ești o scârbă și că nu ai suflet? Nu, deci nu interpreta chestia asta greșit. Deci crezi că dacă eram toți niște oameni care fără suflet ajungeam până aici în casă? Dar toți vom pune suflet, toți vom pune suflet în ceea ce faci. Eu nu pun că sunt jicodie. Cred că nu poți să doar de dragul să ducă. Deci nu ai spus și cei. Trebuie să se ducă cei care au suflet. Un om să-l convingi râzând sau în altă chestie. Asta este părerea ta, Sabina, că nu pot să mă duc râzând. Deci bine, eu tot toate problemele care le-am rezolvat, le-am rezolvat râzând. În niciun caz plângând. Dar nu e vorba de plâns. Din punctul de vedere, pentru că m-am săturat în casă să fiu călcată în picioare și eu fiecare cuvânt să mi se interpreteze cum vrea fiecare. Atunci s-au interpretat. Ai înțeles? Da, bun, nu știu să explic. Când încerc să explic, începe să se râdă de mine. Bun, nu știu să mă exprim. Asta e.